Pietonii și bicicliștii vor trece peste Bega pe noul pod Gelu de luna viitoare. Reconstrucția pasarelei Gelu, investiție suportată integral de la bugetul local de primăria Timișoara, intră în etapele finale de execuție. După demolarea vechii pasarele, este gata în proporție de 75% și una dintre cele mai complexe etape ale investiției, respectiv reconstrucția podului. Urmează să fie realizate bordurile, parapeții, pavajul, hidroizolația, iar după finalizarea podului vor fi amenajate spațiile verzi, zonele pentru pietoni, pistele de biciclete și iluminatul arhitectural. La o plimbare sau în trecere, noul pod nu va mai pune probleme de acces și traversare a vârstnicilor, părinților cu cărucioare, persoanelor în scaun cu rotile sau bicicliștilor, așa cum s-a întâmplat ani de zile pe vechea pasarelă din anii 40. A trebuit să o demolăm complet pentru că a fost așa de degradată și suntem acum aproape gata cu podul propriu-zis. Tragem tare și la finalul lunii viitoare, noul pod devine un coridor velo și pietonal, care face legătura între cele două maluri ale Bega, a precizat primarul Dominic Fritz. Noul pod cu rampe de acces în locul scărilor abrupte, lat de până la 8 metri pentru a avea atât trasee pietonale, cât și piste de biciclete și spații verzi, va fi gata până în 27 aprilie. Termenul a fost asumat de către constructor, care în urma unor probleme identificate pe teren, în timpul șantierului, a solicitat de 3 ori extinderea termenului de finalizare. Din 1949, când a fost construită pasarela Gelu, nu a fost reabilitată complet niciodată. Acum, în urma investiției de peste 12 milioane de lei a primăriei municipiului Timișoara, pietonii și bicicliștii vor trece peste Bega, între cartierele Iosefin și Dâmbovița, pe un nou pod sigur, modern și spațios. Primarul comunei Jarmata, Claudiu Mihălceanu, va candida din nou pentru funcția de primar al comunei Jarmata, de această dată însă din partea Partidului Național Liberal. Astăzi, cu o profundă recunoștință și un sentiment de întoarcere acasă, vă anunț intenția mea de a candida din partea Partidului Național Liberal în alegerile următoare pentru funcția de primar al comunei Jarmata. Această decizie vine în urma unei analize atente a parcursului meu politic. După cum mulți dintre voi știți, am fost membru al Partidului Democrat Liberal și am activat în cadrul acestei formațiuni politice cu pasiune și dedicare pentru mult timp, însă din motive legate de conjunctura locală, în 2016 am decis să fac pasul către Partidul Mișcarea Populară, partid cu care am avut onoarea să câștig alegerile locale din 2020. Astăzi, conducerea PMP a ales să se asocieze cu alte două partide, o direcție cu care nu mă simt confortabil. În acest context, consider că întoarcerea mea în rândurile Partidului Național Liberal este cea mai firească și logică decizie. PNL este locul de unde am plecat și unde m-am format ca politician, iar astăzi îmi reîntorc privirea și acțiunea către această familie politică. În timpul mandatului meu ca primar al comunei Jarmata am avut privilegiul de a lucra într-o echipă extraordinară din care au făcut parte și colegii mei din PNL. Am colaborat eficient cu cei doi viceprimari din rândurile acestui partid, doi oameni de încredere pe care îi respect și pe care m-am bazat în implementarea proiectelor pentru comunitatea noastră. Sunt ferm convins că electoratul PNL și PMP, oameni de dreapta care îmi împărtășesc valorile și viziunea, îmi vor oferi sprijinul lor în continuare. Împreună vom continua să construim și să dezvoltăm Comuna Jarmata în spiritul transparenței, responsabilității și al progresului durabil. Le mulțumesc cetățenilor din Jarmata și Cerneteaz pentru înțelegere și pentru susținerea acordată în acest demers. Rămân dedicat binelui comun și îi asigur că, indiferent de partid, voi rămâne același om și voi continua să muncesc pentru a servi interesele comunității noastre, transmite primarul comunei Jarmata, Claudiu Mihălceanu. Acum exact o săptămână de 1 martie, aici am întâlnit o doamnă în vârstă care a ieșit de la lucru și m-a invitat de ziua ei să ne vedem în 8 martie. Cred că doar era o glumă, dar eu sunt un om serios și de aceea am revenit de 8 martie, de ziua ei. Haideți să-i urăm la mulți ani. Dar vă aștept vineri, da, data de 8 tot aici, e ziua mea de naștere. O vârstă bună! Și la mulți ani! Mulțumesc! Sănătate! M-ați invitat și nu v-am uitat. Păi, luați loc și un pahar de apă. De apă, așa, de apă. Ce doriți să... Nu, de apă e foarte bine. Bună seara! Haideți să-mi faceți cunoștință cu familia dumneavoastră. Băia. Salut, îmi pare bine. Și nepoțelul. Hai, cum te cheamă? Spune cum te cheamă. Grațian? Salut, Grațian! Mulțumesc mult! Mai spuneți-mi încă o dată, câți ani faceți?
76. Mulți înainte. Nu, de încă sunteți... mai ușor, fiindcă e număr par și se împarte egal pe umăr. Da. Că până acum era așa. Da. Nu, ce să zic, da. Am cineva acolo sus. Mm-hmm. Și mai vă mulțumesc din suflet, așa emoția. Da, eu mă bucur așa de mult, m-am bucurat că m-ați invitat, că am zis că neapărat trebuie să revin și na, vă urez multă, multă sănătate. Aici și lucrați, nu? Da. Și da. Ce calitate ai ei cea mai mare? Glumeață. E glumeață? Da. Da. E, umorul e ce... Asta m-a ținut mult, munca și... Mai fac spirit de humor peste tot unde am lucrat cu colegii. Toate cele bune. La fel, mulțumesc din suflet că da. Ați venit și... Haideți să vă pup. Da, mulțumesc. Oamenii legii au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Timiș, Arad, Caraș-Severin și Argeș într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei de stat. La începutul anului 2023, pe teritoriul României, a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat până în prezent, format din cetățeni români, bulgari, irachieni și bengalezi, care se ocupa cu trafic de migranți, infracțiune din care obțineau sume importante de bani. Mecanismul infracțional a presupus identificarea de migranții de origine arabă care doreau să ajungă în țările din vestul Europei, în special Germania, ulterior membrii grupului acționând pe următoarele paliere: preluarea migranților cu barca de pe malul bulgăresc al Dunării, pătrunderea ilegală în România, în zona județului Dolj, transportarea acestora cu mașini de marfă către vestul țării, cazarea pentru scurt timp în zona Timișoara-Arad, urmată de preluarea migranților de către alți șoferi și îmbarcarea în autovehicule mari de transport marfă în încercarea de trecere a graniței spre țări din vestul continentului. Transportul inițial de la malul românesc al Dunării către zona de vest a țării se realiza în autoutilitare de transport marfă sau autoturisme de teren în grupuri de câte 20-30 de migranți ascunși printre mărfuri. În timpul unui astfel de transport, unul dintre șoferi membru al grupului infracțional organizat a fost implicat într-un accident rutier soldat cu rănirea migranților. Pentru fiecare persoană, membrii grupului infracțional au primit între 4.000 și 5.000 de euro, sumele obținute în această modalitate fiind ulterior împărțite între aceștia în funcție de poziția deținută în ierarhia grupului și de gradul de implicare în activitatea infracțională. Sumele mari de bani câștigate au fost investite în autoturisme de lux și case. Pe parcursul urmăririi penale cu sprijinul serviciilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Dolj, Mehedinți, Timiș și Arad au fost documentate 20 de transporturi prin intermediul cărora membrii grupului au încercat să introducă și să scoată ilegal din România aproximativ 500 de migranți. Timișorenii s-au trezit în această dimineață cu mașinile murdare în urma unui fenomen meteorologic ciudat numit ploaia murdară. Iată, toate mașinile sunt pline de praf. Nu știu, m-am trezit dimineața așa cu ea. Nu știu de la ce, dacă a plouat sau nu a plouat. Azi dimineața așa am găsit. Probabil e ceva nisip, nu știu. Și vedeți, toate mașinile sunt așa, nu doar la dumneavoastră. Da, știu. Am observat, care nu le-a spălat azi dimineață, sunt așa toate. Și cum vi se pare acest lucru? Urât. Praf, poluare, nu știu de la ce. Nu pot să-mi dau seama. Este un fenomen ciudat, se răzbună natura? Maybe. Nu știu exact. Dar cred că se adună. Se adună mult praf, multă mizerie. Nu știm. Ce ne dă Domnul, aia primim. Un fenomen meteorologic ciudat a lovit Timișoara. Șoferii s-au trezit cu mașinile acoperite de praf după ce, în timpul nopții, a avut loc un fenomen meteorologic extrem de rar, numit ploaia murdară. Neplăcut. Nu știu dacă avem ce să facem, că nu poți să dai vina pe natură. Habar n-am. Nu știu ce ar fi de făcut. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Refulează natura? Nu știu, am auzit ceva cu ploaie, praf saharian sau ceva de genul ăsta. Nu știu ce să zic, habar n-am. E un fenomen nou, ciudat. N-avem încotro. Acum trebuie să mergeți să vă spălați mașina? Probabil că da. Trebuia de vreo 2-3 zile, dar n-am apucat. Sau așteptați încă un val ca să... Nu am timp, n-am apucat. Pur și simplu n-am avut timp să fac chestia asta. Normal, la... poluarea care este momentul ăsta, la ce ne așteptăm? Spuneți că este un strigăt al naturii? Cu siguranță, cu siguranță.
Ce ați făcut azi dimineață când ați văzut mașina dumneavoastră și toate celelalte din parcare așa murdare? Ce putem să facem decât să mergem să le spălăm din nou, nu? Atât. Meteorologii anunță ploi în aproape toată țara zilele acestea. Aceste fenomene ciudate și rare pot lovi din ce în ce mai des, spun specialiștii. Tunelul Iubirii de la Timișoara, însuflețit de acești cireși japonezi, este atracția momentului pentru turiști, dar și pentru timișoreni. Cei mai mulți dintre aceștia se opresc aici pentru a imortaliza frumusețea peisajului și cine se poate abține de la un selfie? Aoleu, mirific! Mirific! Mi se pare că suntem în rai aici. Foarte frumos! Dumneavoastră, am văzut că ați făcut și poză. Toată lumea face poze pe alea îndrăgostiților, nu? Chiar dacă nu e îndrăgostit, nu? Spectacolul naturii se dezlănțuie în cele mai frumoase forme la Timișoara. A înflorit tunelul iubirii din parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, iar primăvara își face debutul și în acest an cu o explozie de flori multicolore și miresme răpitoare. Unii au venit special la Timișoara pentru a se plimba prin tunelul îndrăgostiților. Frumos! Frumos! De aceea și am venit, chiar nu suntem din oraș, dar am venit până aici să admirăm frumusețea primăverii, pomii. Și e foarte frumos, deci ne place. Plimbăm și ne... Ați venit special pentru acest tunel al iubirii. Exact. Să savurăm o zi frumoasă și cred că merită. Timișoara pare desprinsă din basme zilele acestea când razele soarelui se scaldă printre magnolii, corcoduși și cireși japonezi, când vântul adie ușor petalele florilor din copaci se transformă într-o ploaie cu note dulci-lemnoase. Este un peisaj foarte frumos și am ținut foarte mult să venim și cu elevii ca să se bucure și ei de cireșii noștri înfloriți, mai ales că vin din țară multe persoane ca să vadă, iar noi suntem aici și am zis că merită o ieșire în natură și în acest peisaj frumos. Ce le-ați explicat despre acest loc? Le-am explicat că vom veni să vedem acest tunel, că sunt celebri cireși înfloriți din Japonia, dar avem și noi la noi în țară un asemenea loc și totodată vrem să ne bucurăm și de magnoliile înflorite de pe malul Begăi. Noi avem și acea săptămână verde în care încercăm să realizăm mai multe conexiuni cu natura și am anticipat puțin acum cu această ocazie. Tot mai mulți timișoreni ies să își încarce bateriile sufletului pe malul Begăi, trecând prin tunelul iubirii. Primăvara ne invită la un spectacol colosal de flori parfumate, un spectacol de o grație infinită care ne îndeamnă la renaștere și speranță. Timișoara va avea un nou spital municipal. Primăria Timișoara lucrează împreună cu Banca Mondială la un nou spital municipal, un spital ca afară. Actualul spital municipal este împrăștiat în tot orașul. Sunt 14 locații în care funcționează. Multe dintre clădirile în care funcționează sunt complet depășite. Sunt găuri negre în care tot băgăm bani, dar care niciodată nu vor oferi oamenilor condițiile unui spital modern. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț. Facem spital nou la Timișoara și imediat o să vă arăt și unde. Acum sunt la clinicile noi, aici la urgențe, unde intră mii și mii de pacienți în fiecare săptămână. Pacienți care de aici, după ce vin la consultații sau la operații, sunt duși în alte secții în oraș. Spitalul municipal este împrăștiat în tot orașul. Multe clădiri sunt vechi și asta este ceva ce trebuie să schimbăm și de aceea avem nevoie de un nou spital municipal și îl vom și face. Am făcut 10 minute până la aici, la secția ORL, o clădire din 45 care astăzi cu siguranță n-ar mai primi un aviz și este normal că pacienții se plâng de condiții în aceste clădiri istorice. Avem nevoie de servicii de calitate, de servicii moderne și pentru asta avem nevoie de un nou spital municipal. Haideți să vă arăt unde o să-l construim. Pe acest câmp de câteva hectare, aici pe calea Torontalului, o să construim noul spital municipal cu 300-400 de paturi. Vom stabili exact în studiul de fezabilitate pe care îl facem cu Banca Mondială. Este
absolut crucial să avem un partener care are experiență cu astfel de proiecte majore și da, va fi un parteneriat public-privat, adică căutăm o firmă care ne livrează tot proiectul de la documentație până la construcție, chiar și la întreținerea clădirii. O să ne predea la cheie această clădire și împreună cu Banca Mondială căutăm acest partener. Este un proiect extraordinar de ambițios, de care Timișoara are nevoie, de care pacienții Timișoarei au nevoie, pentru că trebuie în sfârșit să ducem și spitalul municipal în secolul 21. Mă bucur că prin seriozitatea și munca echipei cu care lucrez am reușit să aducem alături de noi un partener cu greutate internațională și să deschidem această oportunitate uriașă de a avea în sfârșit un spital demn de Timișoara, mai punctează Dominic Friț. Uai, dă-te dracu ce văd. Uai, mașină, bă! Ori populești, ori gata! Două eleve de la liceul Traian Doda din Caransebeș s-au luat la bătaie într-o pauză. Elevele de 13 și 14 ani s-au tras de păr pe o stradă de lângă școala la care învață. Mai mulți colegi stăteau și le țineau galerie și chiar filmau scenele de agresivitate. Poliția s-a autosesizat și face cercetări după ce imaginile cu cele două fete de 13 și 14 ani care se bat pe o stradă din Caransebeș au apărut în spațiul online. Se pare că și conducerea școlii la care fetele studiază a luat o decizie drastică după acest incident. Elevii nu ar mai avea voie să părăsească curtea școlii până la terminarea orelor de curs. Două incendii de vegetație uscată au izbucnit în Banat. Pompierii lugojeni au fost alertați pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată, dintre care unul a izbucnit pe strada Herendeștiului, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă. Altul a izbucnit pe Valea Lungă, pe o suprafață de aproximativ 18 hectare, la care s-a intervenit cu 2 camioane de stingere și o autospecială de stingere. În sprijinul lor au fost alertate Ocolul Silvic Coșteiul, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei. A fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Efectele unui incendiu de vegetație au fost limitate prin implicarea jandarmilor. După o adevărată desfășurare de forță, incendiile au fost lichidate. AUR reiterează solicitarea făcută avocatului poporului de a contesta acel OUG privind comasarea alegerilor. Prin vocea lui Ciprian Titi Stoica, AUR consideră că îi se fură șansa de a avea un proces electoral echilibrat, modificând regulile jocului în timpul acestuia, cu mai puțin de 3 luni înainte de alegeri. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, aproape constituind un grup infracțional organizat, au ales să meargă până la capăt cu acest demers pe care noi îl considerăm ilegal, neconstituțional și antidemocratic, să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Știți și dumneavoastră foarte bine, temele pentru alegerile de europarlamentari și cele pentru aleși locali sunt cât se poate de diferite și în acest context al comasării, dezbaterile sănătoase care ar trebui să aibă loc în această campanie vor fi influențate de acest mix de problematici. Da? Unele la ce țin de nivel european, iar celelalte de interesul strict local, în special, să fim serios, sunt foarte multe lucruri din zona rurală care trebuiesc dezbătute. Ciprian Titi Stoica este de părere că acest demers are un plan bine pus la punct, făcut cu reprezentanți ai instituțiilor europene, în contextul în care săptămâna trecută au fost prezenți în România reprezentanți de vârf ai acestora. Și am văzut că acest plan o are ca și vârf de lance pe Ramona Chiriac, care este reprezentanța Comisiei Europene în România și domnia sa se află într-un grav conflict de interese, fiind un funcționar public, administrator cu grad înalt în cadrul Comisiei Europene
și noi considerăm că a încălcat acest criteriu de compatibilitate. De altfel, colegii mei din Alianța pentru Unirea Românilor au trimis Comisiei Europene o scrisoare prin care solicităm o investigare cât se poate de atentă asupra șefei reprezentanței Comisiei din România, doamna Ramona Chiriac, ca urmare a candidaturii domniei sale ca și vârf de listă în Partidul Comasat Român, PSD și PNL. Deputatul Aur consideră că faptul că Ramona Chiriac pozează în Independent reprezintă doar o perdea de fum. De fapt, ea s-a înțeles de mult cu Partidul Unic, devenind astfel simplu politruc, a punctat Ciprian Titi Stoica. Zilele trecute s-a decis că Dacian Cioloș va deschide lista la europarlamentare a Reper. Pe surse se pare că simpatizanții Reper Timiș sunt chemați sâmbătă 16 martie la sediul din Timișoara al partidului să li se comunice că Raul Olaioș va fi candidatul la primăria Timișoara și va deschide lista la Consiliul Local. Raul Olaioș a confirmat că este foarte avansat în discuții cu cei de la Reper, dar că o decizie din acest punct de vedere va fi luată săptămâna viitoare de către membrii biroului județean, ca propunere de validare a candidaturii de către biroul național. Am primit o informație conform căreia sâmbătă veți fi anunțat drept candidatul Reper pentru primăria Timișoara. Ați ajuns la un numitor comun? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Aproape, aș formula într-un cuvânt. Suntem foarte avansați în discuții. Acum, sâmbătă are loc într-adevăr o întâlnire cu simpatizanții Reper la care am să particip, în care vom discuta și scenariul asumării candidaturii la primăria Timișoara din partea mea și a deschiderii listei de consilieri locali, dar decizia formală se va lua probabil săptămâna viitoare de către biroul județean ca propunere de validare a candidaturii către biroul național. În acest context, într-adevăr, sunt marea majoritate a punctelor, să spunem așa, închise. Sunt discuții de nuanță pe care sper să le finalizăm undeva săptămâna viitoare. Deci cumva nu confirm efectiv că voi fi anunțat sâmbătă ca și candidat și să închidem acest capitol de negociere. Suntem foarte aproape, într-adevăr. Totodată, deputatul Daniel Tod ar putea fi candidatul Reper Timiș la președinția Consiliului Județean. Inspectorii OPC au găsit o serie de nereguli la o patiserie din zona Calea Buziașului din Timișoara, iar în urma acestor descoperiri s-au dat amenzi și s-a oprit producția. Comisarii au găsit în zona de producție utilaje murdare cu resturi alimentare și tăvi înnegrite de arsură. În camera frigorifică au fost găsite produse expirate. Comisarii au dat 3 amenzi de 11.000 de lei, au oprit de la vânzare aproape 90 de kilograme de produse și au oprit producția până la remediere a neregulilor găsite. Operatorul economic desfășoară activitate de fabricare a pâinii, prăjituri, produse proaspete de patiserie, produse zaharoase, fiind identificate utilaje neigienizate corespunzător, cu depuneri și resturi alimentare vechi, întărite, tăvi înnegrite de arsură, cu depunere consistentă de grăsimi alimentare arse, resturi alimentare de la alte specialități de produse, foi de copt refolosite, arse, rupte. Un perete despărțitor de zona de producție față de zona destinată producerii coacerii lipii prezenta spărtură nefinisată, lucrare neterminată. Încăperea de producție lipii era improprie desfășurării activității, pereții prezentând exfolierea vopselei, paviment deteriorat, spart, lipsă sită protecție împotriva insectelor la geam, acesta fiind de larg deschis pe banda transportatoare, produsele fiind expuse. În spațiul de producție existau 2 dospitoare, în interiorul acestora rama din PVC prezentând zone întinse de igrasie, iar ușa de acces din inox prezenta murdărie. Camera frigorifică neigienizată, în aceasta existând păstrate atât produse conforme cât și produse neconforme, aluat neconform, materii prime în afara datei limită de consum, unele fără informare. A fost constatată informarea incorrectă și incompletă cu privire la ingrediente, conținut, alergeni, neconcordanță între fișa de producție și etichetarea produsului. Transmite Mihai Alingu Bandru, șef CRPC, Regiunea Vest. Prima creșă
construită în Timișoara după Revoluție este aproape gata. Aici, pe Bogdăneștilor, știți foarte bine că este o presiune foarte, foarte mare pe locuri în creșe. Asta este motivul de ce prioritizăm și școli, și grădinițe, dar mai ales creșe. Avem acum 4 proiecte de creșe. Asta este primul proiect care va fi gata. Celelalte vor fi în Lipovei, în Cearda Roșie și în Bucovina. E cu un spațiu imens aici afară, pentru că vrem ca toți copiii să poată să joace și afară. Și haideți să ne uităm puțin cum arată înăuntru. E un concept super modern, foarte luminoase toate cele 4 spații. Fiecare sală are un acces direct în curte. Aici va fi și o sală multifuncțională, un cabinet medical, tot de ce are nevoie un copil mic. Suntem acum pe terasă, lângă spațiile administrative. Investim anul acesta 20% din bugetul de investiții în educație, pentru că educația este viitorul. E ceva ce de multe ori nu este popular pentru un politician să facă, pentru că vezi de fapt rezultatele doar pe termen lung, dar eu sunt ferm convins că viitorul Timișoarei depinde de un sistem de educație cât de bun posibil. Trebuie să investim în școli, avem 84 de săli de clase în construcție acum, o serie de școli, și aici vorbesc și de licei și de școli generale în cartiere, unde intrăm cu reabilitare, avem un nou contract de reparații, pentru că credem că fiecare copil în Timișoara merită atenție și merită o școală în care îți place să înveți. Alexandru Iovescu anunță că în mai puțin de o lună va fi înființată Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș. Bugetul este pregătit pentru că, datorită grupului de acțiune locală Timișul de Centru 2023-2027 și a fondurilor europene, s-a reușit cuprinderea a aproximativ 200.000 de euro pentru acest proiect. La începutul lunii aprilie va avea personalitate juridică această asociație. Da, Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș a fost deja depusă la instanță, este inițiată ca și membri fondatori de persoane fizice, persoane juridice, asociații de profil din județul Timiș care au ca și obiectiv protecția animalelor în județul nostru, de cabinete de medici veterinari din județ cât și din Timișoara și de persoane fizice care sunt ancorate, să zic, în domeniul acesta de protecție animală și doresc să ofere un sprijin, avea o paletă destul de largă, urmând ca după ieșirea de la instanță, preconizăm că într-o maxim o lună de zile o să avem decizia de înființare a asociației, să atere și UAT-urile din județul Timiș, în primă fază cele din zona periurbană, urmând să se extindă la nivelul județului și de a crea un demers comun al comunității pentru a găsi soluții la problema animalelor fără stăpân de pe domeniul public. Și avem asigurată pentru acest demers și o finanțare europeană de 200.000 de euro prin intermediul grupului de acțiune locală Timișul de Centru, cu și cu siguranță de o extindere a acestei asociații cu adăposturi și cu alte componente pe alte zone din județ, să găsim finanțări europene și prin intermediul altor grupuri de acțiune locale din județul Timiș. Alexandru Iovescu a corelat necesitatea unei astfel de asociații cu cel mai recent exemplu în care la Giroc peste 100 de ovine au fost ucise de câini fără stăpân. Este nevoie de prevenție, de spații corespunzătoare pentru animale și de îngrijire veterinară. Toate vor fi incluse în Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor. Un accident rutier a avut loc la Timișoara. Două mașini s-au izbit în intersecția de la Biserica din Mehala. O femeie a fost rănită. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat, în urma efectuării virajului la stânga înspre strada Munteniei, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie în vârstă de 37 de ani, care circula pe sensul opus de mers. În urma impactului a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 40 de ani, pasageră în autoturismul condus de către șoferiță. Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.